Aici începe aventura mea în Laponia, chiar în această clădire, la finlandezul Aslak. Vă arăt cum este în împrejurime. Suntem 10 dimineața, se vede mult mai bine decât 2 zile în urmă. Am văzut că a nins de cu dimineață. Da, și oamenii aici merg cu bicicleta chiar și pe timp de iarnă. Am văzut foarte mulți. De prima interacțiune cu finlandezii. Hi, hello. Wow, este prima finlandeză care mi-a zis hello, care mi-a răspuns. De câte ori am zis hello aici? Nimeni nu mi-a răspuns în afară de ea. Ah, cât mă încântă! Așa, care este menirea mea aici în Finlanda? Eu credeam că vin în Laponia să mă întâlnesc cu Moș Crăciun, să profit de acea magie din satul lui, dar cred că menirea mea ca călătoare nu este aceasta. Este să vă arăt care sunt peripețiile mele în această țară, această țară care pare să fie tot atât de rece cât și timpul aici. Așa că astăzi provocarea mea este să ies pe stradă, să încerc să vorbesc cu oamenii, să încerc să merg cu mașina de ocazie, încă o dată încerc, și poate îl provoc pe Aslak, finlandezul la care stau cu gazda, poate să îl provoc să facem un vlog împreună și să răspundă la niște întrebări ce ține de cultura finlandeză. Sunteți cu mine? Desigur, vă mulțumesc și vouă că mă susțineți, să dați acolo un like, abonați-vă, distribuiți, comentați. Vă mulțumesc și gata, mergem la pas. Aici sunt 4 km, deci la pas, deoarece cu autobusul sunt 4 euro. Îmi ia cel puțin 50 de minute, așa că eu economisesc bani pentru mâncare. O să vedeți că nu mi-am permis să fac nicio activitate aici. Totuși, magia satului Moș Crăciun dorește să fie plătită și un singur lucru, dacă cel puțin fotografia aia era un cadou, cred că asta ar fi fost magia Crăciunului aici în Laponia. Mi se pare rezonabil ca cel puțin o fotografie să fie dată în dar de Moș Crăciun. Dar asta este. Asta este, cum să zic, mica decepție. Eu încă cred în Moș Crăciun, de aia. Eu cred de fapt în magie și mi se pare că magia trebuie să mi-o creez eu singură. Bine, gata cu vorba. Plâng de fericire, exact ca în copilăria mea. Cred că aici am venit să mă lupt cu demonii mei. Da, e, să știți că călătoria este cea mai vindecătoare. Ai, ai, ai. Plâng de fericire, de nefericire, am așa, cum să zic, o instabilitate emoțională aici. Trebuie să înțeleg de ce. Vă arăt aici o altă suburbie a orășelului Rovaniemi. Îmi place la nebunie. Îmi place decorul de iarnă. Oamenii, ce să zic, nu știu, parcă nici nu aș exista, merg pe lângă ei. Da, și să vă povestesc câte puțin de
în vorbele lui Aslak, mi-a zis că când un vecin te vede că ajungi lângă el, fuge repede să ia, de exemplu, ascensorul sau să închidă ușa după el. Sunt foarte timizi, introverți. Nu știu dacă are ceva cu primirea sau nu. Ăștia cred că s-au născut cu patinele la picioare, cu câtă abilitate. De ce încep filmarea aici? Pentru că să vă arăt că așa ceva cam rar vezi în această țară, dar da, se mai întâmplă. Și de ce spun aceasta? Pentru că Finlandia se socoate o țară ecologică. Au foarte, foarte multă apă, au încălzire termală, deși când intri în încăpere este foarte cald. Deci și Aslak mi-a spus ieri cât efort fac ca să rămână țara cât mai ecologică posibilă în această eră a noilor tehnologii dezvoltate. Și mi-a mai spus că au multe păduri, ce folosește la oxigenarea planetei, au 60.000 de lacuri, deci au apă multă, 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 și fac și reciclare, dar reciclarea la ei nu prea am înțeles, așa că trebuie numai decât să-l întreb, pentru că am văzut că e diferit de reciclarea în Franța. Wow, basmul apare chiar și pe poduri, uitați-vă câtă frumusețe! Eu câte văd, dar nu reușesc să le filmez pe toate, mi-au înghețat mâinile, deci nu mai vorbesc de tot restul. Așa se prezintă orașul Rovaniemi. Uitați-vă cât de frumos cu acest peisaj. Iată, mergem și pe la oficiul finlandezului meu, Safari Arctica. Este o publicitate gratuită. Deoarece nu am făcut nicio activitate cu ei, nu am nicio colaborare, pur și simplu e finlandezul meu care mă găzduiește și știu că lucrează cu toată inima. A plecat azi de dimineață de la 7 și va lucra până la orele 9. Deci e sezonul cel mai înalt, sezonul turistic. Și a zis că am fost foarte norocoasă ca să mă primească la el, pentru că începând cu săptămâna viitoare va fi full, full, full și nu poate să ia oaspeți la el, pentru că trebuie să se... chiar acum mi-a scris, am văzut. Bine, să vă arăt cam cum se prezintă aici strada aceasta pietonală. Îmi place la nebunie. La nebunie pentru că este decorul de Crăciun. Îmi imaginam în capul meu cum ar fi acest oraș fără acest decor, adică cum este în afara Crăciunului. Un oraș simplu. Doamna, vă imaginați că este de aici, deci sunt nu numai turiști, sunt și localnici, ceea ce este logic. Câtă magie și romantic să iai aici o cină seara, am văzut cu două zile în urmă. Uuuu.
Desigur, aici este mult mai activ, mai animat seara, pentru că oamenii fac activitățile ziua, merg în satul lui Moș Crăciun, apoi pleacă, sunt diverse întreprinderi, nu numai în satul lui Moș Crăciun, care sunt pe aici, pe împrejurimile acestui oraș și oamenii pleacă toată ziua, vin seara și profită de oraș, de restaurante. Restaurantul Nili este cel mai celebru din Rovaniemi pentru că este cunoscut pentru mâncarea tradițională din Laponia. Și se poate de găsit carne de ren și de urs. Carnea de ren costă, mi se pare, 35 sau 36 de euro și de urs 56. Sam a zis că nu i-a plăcut ursul deloc, că mirosea urât, că nu era textura bună, dar i-a plăcut, în schimb, carnea de ren. Doriți să merg și cu trenul prin Laponia, cred că ar fi foarte, foarte frumos. Wow, cât de frumos arată cerul aici și tot mă gândesc, oare când va ieși aurora? Am vânat-o toată noaptea, am tot deschis un ochi și tot mă uitam, dar aurora n-a mai ieșit pentru că au apărut norii. L-am întrebat pe Sam, care a plătit ca să facă vânătoarea de aurora, Hunting Northern Lights, dar nu i-a mers nici lui. A zis că a stat până la 12 noaptea, era inclus un frigărui, au pus și un film, chiar în, așa, în natura mare, au băgat un film acolo ca să le arate ce vor vedea și până la urmă nu au văzut nimic. Asta este cum îți este norocul. Eu am fost o norocoasă în Islanda, mai puțin norocoasă în Laponia, dar deja am văzut în viața mea, mă bucur. Când am făcut live-ul din satul Moș Crăciun, m-ați întrebat cât era ora. Păi să știți că acum este 3:10 și uitați, este întuneric, deși camera arată o lumină mult mai luminoasă, pentru că suntem în oraș și sunt foarte multe lămpi. În realitate este chiar noapte. Și da, într-adevăr, aici este opusul la ceea ce am trăit în Alaska. Deci în Alaska, dacă era o oră pe noapte să fie așa mai întuneric, nu e întuneric, întunecime 100%, dar aici e invers. Dacă sunt, o să vedeți, de fapt, când iese, adică îl vedem soarele, atunci este și mai multă lumină, dar când nu iese soarele deloc, este înnorat și atunci este chiar întuneric. Unde credeți că am ajuns? Am ajuns într-un magazin care aparține unei întreprinderi foarte mare, pentru că doamna vânzătoare mi-a zis că aproape jumătate de țară livrează aici produsele sale locale, dar am găsit și un produs din Rusia, care este mult mai ieftin decât cel local. Și să vă arăt toate felurile de bucate, de produse care sunt din reni. Cred că pe partea dreaptă, nu sunt sigur dacă este ren, poate este porc, o să întreb. Și o să încerc, că de fapt nu e atât de scump, uitați-vă, 2 euro și 10. Da, și aici sunt tot felul de bucate, fie cârnăciori, carne afumată, carne crudă, toate părțile animalelor. Uitați-vă, nu e de scump un kilogram, deci iese undeva la 67 de euro, deci sunt câteva kilograme.
și o doamnă mi-a recomandat, am vorbit aici cu o doamnă, i-am pus o sumedenie de întrebări și mi-a zis că aici produsele sunt foarte bune, mi-a recomandat vreo două feluri de mâncăruri, da, și dacă vedeți, este nu numai poza bucatelor pe care se poate de pregătit, dar și niște rețete. Iar eu mi-am cumpărat așa trei feluri. Aici este gata pregătit pentru spaghete, aici este ficat afumat, deja gata pregătit, și cârnăcior. 3 euro, 2,50 euro și aproximativ 3-4 euro, nu mi-aduc aminte, dacă o să vedem. Și nu știu, mai ezit să iau ceva ca să-mi fac o seară pe cinste cu bucate tradiționale. Dacă nu reușesc să merg la restaurant, vin aici chiar cu localnicii, doar numai localnicii, am mers 4 km ca să ajung aici, e mai, să zic, mai la marginea orașului Rovaniemi. Așa mi s-a părut totuși oamenii de aici mult mai calzi. Încetul să dezgheț gheața, să sparg gheața, cum se zice. Și iată și câteva informații despre produsele locale, deoarece aici sunt foarte multe păduri, sunt și fructe de pădure și ciuperci, chiar vă demonstrez prin ceea ce văd în fața mea, și pare să fie organice. Cum am zis, Finlanda este o țară ecologică, verde, nu prea este industrie în această zonă, este multă apă, multă pădure și ceea ce trebuie pentru fructe ca să crească și să fie cât mai bio posibile. Deci prețurile le vedeți, 3,70, nu știu câte grame, 225 de grame, 6 euro aproape jumătate de kilogram. Da, iată un kilogram de ciuperci, totuși 20 de euro. Deci cred că ce costă, costă munca depusă, nu? Așa mă gândesc eu, pentru că într-adevăr sunt prețuri mari și cred că și faptul... A, iată, tață și coacăză, 10 euro, 10 euro ce este? Sunt 2 kg, nu, 10 euro e una, deci nu știu, cât are, 2 kg jumate, 10 euro. Am uitat să vă arăt și blana aceasta, care se vinde cu mult mai ieftin decât în satul Moș Crăciun. Deci, vedeți, diferența cred că e dublu acolo, dar au și sucuri organice, sucurile din fructele locale. Pentru a acoperi imaginile care urmează, mi-am zis că ar fi foarte interesant să vă povestesc ce s-a întâmplat după ce am întâlnit acest finlandez pe care îl numesc domnul J, cu care am plecat la el acasă. De fapt, el m-a invitat pentru că și el este ca și mine un călător înrăit cu rucsacul în spate, venise din Kenya unde a stat o lună și a înțeles care era scopul meu, adică să înțeleg cât mai bine cultura finlandeză. El m-a invitat la el acasă ca să-mi gătească carnea de ren și să degustăm diverse băuturi tradiționale din Finlanda. Mi-a arătat garajul cu cele două snowmobile. Nu am putut să mergem deoarece nu este destulă zăpadă și a zis că snowmobilele sunt prea grele. În schimb, mi-a zis că pot să stau la el chiar și vreo câteva zile să-mi arate împrejurimile. Mi-a zis că posedă foarte mulți sireni care sunt acum în natură. Îi numără doar o dată în an. Și a zis că îi place foarte mult de mine și de ce nu
să stau cu el. În fine, pe urmă noi am plecat în două baruri, unul chiar de lângă el, am gustat o bere locală, apoi am plecat într-un bar karaoke ca să simt adevărata atmosferă finlandeză, unde erau oameni de toate vârstele. Nu am întâlnit niciun turist, dar mi-a plăcut foarte mult să mă simt cu finlandezii așa cum se simt ei. Cam asta este povestea cu întâlnirea cu finlandezul. Cât pe ce să mă căsătoresc și să fac un copil. Este o tradiție în Finlanda. Trebuie să bei bere cu această vodcă neagră. Și bei un gât de bere, un gât de vodcă și tot așa, alternezi. I like snow! This is all my childhood! Do you have two vaccines? Yes, three of them! Three? Yes! Aștept cu minte în mașină să mergem să prindem pește, pește pe gheață cu aslac. Între timp, vă spun câte ceva. Deci, am întrebat cu sinuciderea și cu fericirea. Aslak nu este de acord, a zis aceasta este vorba, e vorba de o politică coruptă. Nu știu cine face statistica aceasta, dar nu este adevărat. Deci totuși, eu îi ziceam, este un paradox foarte mare. Cum omul poate să fie fericit, dar nici nu ți răspunde la hello sau este, nu mai vrei să-l apropii, dar el de-ar fi ca un animal sălbatic. Da, într-adevăr, mi-a fost și mi este încă greu aici în Finlanda, dar ce să zic, asta este, trebuie să înțeleg ce se întâmplă aici și cred că o zi în plus nu-mi strică deloc ca să văd după ce se ascunde în spatele magiei de la satul lui Moș Crăciun. Fishing for 10 years and now I'll ask her for again. The advices. Yeah. The advice, his advice is like, don't go to fish. Yeah. Okay. Fishing, you come 9 in the morning, then you get back 6 in the evening. And I have some things to do in my life, that's just standing. If I want some fish, I go to local supermarket and buy it. I don't want to spend my time. Yeah, it's but I don't want to spend like. There's nothing creative in this. Yeah, but for me it's it's all about curiosity. Relaxing, for somebody, not for me. For me, relaxing is when I close my eyes and not that. So simplest. Here for like 45 minutes or something like that. Mm-hmm.
Din păcate nu am prins niciun pește, nici mic, nici mare. A zis, dacă stai 45 de minute și nici nu a venit niciun peștișor, nu și-a dat semnalul, înseamnă că trebuie să plecăm. Yeah, there is still the bait. Ah, there is still the bait? Yeah. They didn't like the food today. Maybe we like... Tomorrow is different food, like in school. It's all about the mood. Sometimes bad. Like, but we can eat it by myself, no? No. Yeah. Thank you very much for the experience. No, thank you. It was your pleasure. Eu am zis, îți mulțumesc foarte mult pentru experiența de a prinde pește pe gheață. Și el zice, a fost plăcerea ta, nu a mea. Cred că aveam 4 ani, 3 ani, nu știu. Mă scăldam cu zăpada în zăpadă, înotam. Și acum am încercat iarăși. Uitați-l la peste 30 ceva de ani, 36, nu știu. Și ce frumusețe, uitați. M-am încălzit deja. Better light in the morning. Yes. But it's still 2:36. So late. Yeah. Aceasta eu am făcut mâncare și am pregătit carne de ren, care am cumpărat-o de la un magazin special și am făcut spaghete cu, am pus ceapă și usturoi și câteva mirodenii. Sper că este gustos, acum și-o întrebam pe Asac. If I know now how to cook the reindeer. I'll try it. Yeah, actually, I used also the reindeer you made, so that's why. Okay, that's cool. Is it the spaghetti al dente? That's okay. Everything okay? Okay. Yeah. Bună. Thank you. Poftă bună.
Mergem în iglu să facem cârnație din reni. E ora 1 sau 2 de dimineață și noi suntem aici. Uitați-vă cât de frumos! Uitați-vă câtă frumusețe aici! Sunteți gata să mă vedeți în apa rece? Ok, let's go! One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! I told you I'll speak 30 seconds! Red. Red. Something for me. Now I can dance. In my childhood. Now we go in the sun. Maybe I can film your class. Now. Oh, maybe you can. Asla, la revedere, Laponia! Haideți să mergem cu mașina de ocazie în Suedia, în Laponia suedeză. La revedere, Laponia, Finlanda! Mulțumesc foarte mult pentru tot!